Cea mai recentă actualizare a Forza Motorsport pune în evidență mașini de curse incredibil de puternice dintr-o gamă largă de categorii și clase, alături de revenirea opțiunii de curse de clasă mondială Michelin Raceway Road Atlanta. Michelin Raceway Road Atlanta Michelin Raceway Road Atlanta a atras unele dintre cele mai bune serii de curse din America de Nord. Acum, înapoi în Forza Motorsport, Schimbările de altitudine ale pistei și o mare varietate de tipuri de viraje o fac ideală pentru a testa performanța extremă a mașinii proiect preferate sau a mașinii de curse complet reglate. Următoarea noastră lansare de piese este programată pentru actualizarea 13, care va fi disponibilă la mijlocul lunii octombrie, după cum ne așteptăm. Concurează în curse de anduranță cu mai multe clase. Mai multă acțiune Abilități mai mari și noi provocări vă așteaptă în Fiatul Red Multiplayer pe măsură ce cursele multiclasă vin în Forza Motorsport odată cu revenirea seriei endurance. Testează-ți viteza în timp ce reacționezi la circunstanțe în schimbare, luptă pentru poziție în timp ce întâlnești mașini mai lente și vezi cât timp poți câștiga împotriva claselor mai rapide. Logitech True Force. A fost adăugat suportul oficial pentru Logitech True Force. Această funcționalitate de feedback de forță de înaltă definiție, este concepută pentru a imita condițiile de drum și pentru a îmbunătăți imersiunea pentru jucătorii care folosesc un volan logitetru e force acceptat. Forza Motorsport este disponibil pentru Windows 10/11 PC și STEM. Îl puteți găsi și în biblioteca PC Game Pass. Aflați mai multe despre cea mai recentă actualizare pe site-ul oficial Forza.